Vinul este un produs miraculos când vine vorba de omorârea celulelor canceroase. El este de 10.000 de ori mai puternic decât chimioterapia, precizează Institutul de Științe în Sănătate din Elveția. Eu nu mai beau de niciun strop de băutură, am 2 ani jumate, nici nu am mirosit măcar, fiindcă am zis organele zbătrâne și numai când eram tânăr îmi plăcea să beau, în special vin, făcut în tensiune, burtă mai mare, eu mic, și m-am dus la unul ăsta, aveam pe Ionescu la farmacie, era șeful farmaciei. Și a zis, bă, reduce din mâncare și nu mai bea. Puteți să consumați strugurii în maniere diferite. Puteți să mâncați pulpele, să faceți suc, să faceți băuturi, șerbet, patiserii. I se atribuie multe virtuți, dar cea mai interesantă este efectul produs asupra chisturilor și tumorilor. Aceasta este un remediu aprobat contra cancerului de toate tipurile. Știai că vinul poate distruge celulele maligne și totodată 12 tipuri de cancer? Sincer, nu. Unii specialiști afirmă că este de mare utilitate în toate variantele de cancer. Se consideră de asemenea că un agent antimicrobian, un spectru larg care controlează infecțiile bacteriene și cu ciuperci, eficace contra paraziților interni și a viermilor, regularizează tensiunea arterială foarte înaltă și este antidepresiv, combate tensiunea și bolile nervoase. Știați că consumul de vin poate reduce celulele canceroase? Nu. Nu știu. Deși oamenii afirmă că nu consumă vin, statisticile arată diferit. România se află în top 20 la consumul de vin, cu 24 de litri de vin băuți pe cap de locuitor. Mai puțin decât în Grecia sau Germania, dar nu mai mult decât în Ungaria, Malta, Belgia sau Marea Britanie. 1 din 10 români consumă vin cel puțin o dată pe săptămână, iar 29% de aproximativ 1-3 ori pe lună, potrivit unui studiu.